La începutul acestui an am spus da unei provocări, aceea de a citi 50 de cărți într-un an de zile, asta înseamnă aproximativ 4 cărți pe lună. Poate că pentru un om obișnuit, normal, nu reprezintă o mare provocare, dar având în vedere multele activități pe care le fac, nu îmi găsesc tot timpul timpul necesar pentru a parcurge informația. Așa că acest curs de citire rapidă cu Andy Manole a venit exact la țanc pentru a mă ajuta să pot să parcurg mult mai repede și să-mi eficientizez timpul pe care îl petrec cu cartea în mână. Mi-a plăcut foarte mult că pe parcursul celor 6 ore am trecut prin foarte multe exerciții, am învățat prin practică, nu prin teorie, nu am stat să-l ascultăm pe Andy cum tot vorbește, ci am exersat, am citit, am aplicat metodele pe care Andy ni le-a prezentat și am putut să vedem în timp real care sunt rezultatele. Am aflat metode despre care nu știam până acum, de parcurgere mai rapidă a textului, de retenția informației, de memorarea informațiilor, care cu siguranță mă vor ajuta în construcția cursurilor pe care le am, în construirea discursurilor pe care le voi susține și mă vor ajuta să-mi ating obiectivul de 50 de cărți în 2017 mult mai ușor și cred eu mai rapid, chiar cred că o să mai adaug câteva cărți la cele 50. Așa că mulțumesc tare mult, Andy, pentru modul foarte prietenos și plin de viață cu care ai ținut acest curs și pentru informațiile super valoroase pe care mi le-ai oferit. Cu mare drag.